v-am găsit la un nou Let's Play de Metin Doero TBD. Se pare că am făcut nivelul 86 de Metin Doero TBD. Este cu eventual cu cufere hexagonale. Oh, a început drop-ul manual de mânzicai. Unde sunt cufere hexagonale? Aici. Chiar de 1 mai. Bine, copii, ca și Paștele anul ăsta. A fost și event cu 50% EXP. Pentru cine a urmărit live-ul de pe celălalt canal, cu 1400 de abonați, acolo ați putut urmări cum am făcut nivelul 86. Așa, și vă mulțumesc pentru sfatul acesta, că mi-a zis cineva să-mi iau prostia asta, că dă experiență. Chiar nu știam ce dă acest donor, care l-am câștigat, evident, la eventul de Crăciun. Chiar mă bucur când îmi dai niște sfaturi, vă dați seama. Poți să te gândești chiar la toate. Nu ai cum, adică, pui mei, nu. Ai uiți unele dintre ele, mai ales când ai așa multe pe cap, să zic. Mai uiți din ele. Asta este luni, a doua zi de Paști. Decât acum. Bă, să nu mor boamne, deja mi-a murit bufa. Ia iurea că îmi țin bufa acolo. Într-o parte. Bine că l-ai reînviat, doamne. Așa, ce-o mai fost? Au mai fost multe lucruri, multe chestii. A băgat și voucherele alea. Ocazia Paștelor, costume de Paște. Și au băgat două inele, inel. Voință puternică. Da? Și am mai băgat încă un inel care era cu un loc de oară, era cu linia, cu șaman, cred că ceva din gen. Deci hai să vedem ce ne oferă acest inel. Inel voință puternică. Îți oferim 30% bonus experiență. 20% șansă de apărare împotriva războinici. 20% șansă de apărare împotriva ninja. 20 șanse de apărare împotriva lican, 30% putere, adică damage, împotriva mobilor și 10% maximul DPV și 10% maximul DPM. Are durata 7 zile, mai am din el 6 zile și 4 ore. Și imediat m-am gândit, nu știu ce, și am zis că dacă tot am inelul ăsta, am pe aici cutia asta care cineva mi-a zis că zici pe privat, atât am activat aici sus. Asta e expo, am zis că dacă tot am astea, deja uite, am 100% experiență, costă 130. Uimei, dacă tot am 130 experiență, am zis, hai că vin în camerele astea să... Ba, cărbuni acum, pui mei, dacă tot ăsta, hai să ne avântăm, mamă, ne avântăm un joc. Cât mai adânc, dacă tot am pătruns în el, hai să, uimei, da. Inițial am vrut să fac doar primele camere, dar am vândut în vedere că deja creșteam foarte greu și inele de experiență tot dădeam iangul pe ele, am zis na, hai să batem pe aici până în GMN la mobi roșii. Și voi mi-ați spus de multe ori de ce nu bat la mobi roșii. Eu știam că aici se crește mai bine, dar am avut ceva în cap și na. Uai, 10.000 pe lupta cală ai de fața mea.
Mă, dar șarfele astea o fi bune și ele la ceva. Mana mea știe ce șarfă am eu. Poate vă întrebați. Oh, cufăr hexagonal, super. De 17%. Chiar nu știu ce are absorbit pe ea, pana mea știe, așa am primit-o, să zic așa, spre supărarea multora. Asta e. Flor cachi. Cât mai din căciulița asta. O zi, ai de fața mea, nu o zi mai am. Și din costum mai am 21 de zile. Bine, având în vedere că nu am nici bonită, nici cu lacrimă, am 20,429 PV. De cât am? Asta văd că îi bat cumva, da? Oricum, dacă nu bat ăștia judecătorii, prima oară, îmi reînvie soldații și așa că nu am făcut absolut nimic. K. Ajută foarte mult acest inel. Puii mei. Chiar e tare, să zic așa. Câte presuri am dropat? 3? 4? Ei, poate pot băga SS. Nică, pot băga SS, iepi. Hai să vedem. Iepi, oișoan. Am mea și piciorul. 3400. Grand, ai. Și după cum vedeți, am făcut G4 risipă. Încet, încet evoluează și risipon ca asta. O risipă în cap îți dau. Bine, mă. Hai că vă arăt imediat cum arată, probabil că ați mai văzut-o. Așa, aici. Așa, cu roșu. Și la P arată așa frumos cu negru, nu mai știu ce culori, oricum mult mai realistică, dar șansa este mult mai mare la P, vă dați seama, de a prinde risipa. Sau, cum scrie aici, șansa anulare. Of, 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 bufa asta, of, bufulica asta. Cineva a zis că de la nivelul 86 este dropul mai bun, dar la o trăviche, da. Dar nu prea văd că mi-a picat ceva trăviche și deja bat aici de 8 minute și nu am dropat o trăvică, nu știu, bunii mei. Chiar nu știu ce să zic. Am o întrebare pentru voi. De la nivelul 86, în sus, în pădurea roșie, pică din mob, brățară de lacrima cerului plus 6? Asta e o întrebare, că nu sunt sigur. Ah. Eu așa știam că pica din mod. Apoi acum nu mai știu. Nu mai sunt sigur. Asta, zinul, unii zinul ăla. Era unul zin pe aici, ăla tare. Tare, ăla mi-e foarte tare. Iar o parca bufa asta, doamne ferește. Bine, ăla dacă se reînvie. A început dropul, e. Bufă hexagonal. Bang, și mătăria dispare. Oai, ce s-o spar pușculița în ăsta? Hai de fața mea ce ia. Da, e că vă. Oi, teles că mi-a dat stun. Dimineața sunt puțin răgușit, deoarece este o vreme afară destul de nasoală, să zic așa, adică în luna mai, de obicei lumea mergea la ștrand, la mici. Bine, era și cald, dar bine, lăsăm la o parte că au fost și Paștele, dar vremea era
ce să zicem așa, pentru o vreme corespunzătoare de 1 mai. No. Și sezonul la plajă, la stranduri, se pare că a început, chiar dacă calendaristic vara începe doar pe 22 iunie, dacă nu mă înșel. Adică când începe ceasul să meargă invers, adică să scadă, nu să meargă invers, să scadă cu 2 minute din zi, în fiecare zi. Da, 2 minute fiecare zi, să scade ziua. Și deja în septembrie se simte această schimbare și, da, și cam până în 20, 15 septembrie, până în 15 septembrie, ține vara așa calendaristic, dar după cum vedeți, în ce lume trăim noi acum, nu mai ne luăm după, să zicem așa, în tot ce ne înconjoară. Nu, ne luăm tot ce ne înconjoară, în ce or fost și ce din povești. Acum, cum îi, așa îi, numai că, bă, o zis bunul tău, că o zis, așa era mai de mult, că nu. Acum, cum îi, așa îi, nu mai e altcumva. Asta este. Deci nu din auzit, e numai pe fapte reale, să zicem așa. Asta este, ce să faci? Ce să faci dacă n-ai vaci, mulci caprele și taci? Ia uite. Dar mult s-o mișcă mobești. Și dacă are cineva pe serverul TBD o otrăvită frumoasă de vânzare, vă rog să mă contacteze. Sau să-i ziceți, bă, vezi că ăla cumpără otrăvită, vinge eu, sau, nu, uimei, vorbește cu el, vă înțelege, și? Chiar aș fi recunoscător din partea voastră. Pare că mai aveți un pic și o să primiți vacanța de Paște. Pardon, vacanța de vară. Cred că abia o așteptați fiecare dintre voi, deoarece aveți 3 luni libere. 3 luni la dispoziție să faceți ce vreți voi. Și cum zicea și melodia, în vara asta mă simt bine și vreau să chefuiesc, de nimic nu-mi pasă, nici de banii care am să-i cheltuiesc. Da, deci cam atât a fost și cu acest Let's Play. Am făcut 86 pe metin.ro.